Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Bigfoot, sunt aici împreună cu pisica. Bună! Și înainte să continuăm, vreau să vă zic că m-ați lăsat extraordinar de plăcut surprins data trecută, deci efectiv nu înțeleg ce s-a întâmplat, dar în mai puțin de 24 de ore s-au strâns peste 15.000 de like-uri. Și în momentul de față, când filmăm noi episodul de azi, sunt 20.000 de like-uri. Bă, deci mie nu vine să cred cât de mult vă place, dar bine, de fapt, știu că vă plăcea foarte mult și seria inițială, acum legenda s-a întors, seria a revenit și cu siguranță și mie îmi place la nebunie jocul ăsta. Așa că hai să-i dăm bătaie, hai să-i dăm pe load game și bineînțeles, dacă vă place în continuare, știți ce aveți de făcut, apăsați acolo pe acel butonaș de like și cu siguranță cred eu că putem să începem aici trebușoara. Pisică, poți să dai join pentru că tocmai ce am făcut lobby-ul. Eu am să dau pe ready și o să începem de unde am rămas data trecută, fix de unde am rămas. Când el mai avea la viață, cred că 400 sau nu mai țin minte exact. Da, ceva de genul ăsta, știi? Problema e în felul următor. El știe să-și regenereze viața în timpul zilei. Da. Am observat chestia asta. Pe timp de zi el își regenerează din viață. Și uite, am pornit cu 470, acum e la 518. Nu știu dacă ați văzut că s-a schimbat foarte rapid viața lui de acolo de sus. Și o problemă asta, pentru că eu aș vrea să-l prind, dar dacă el tot își regenerează din viață... Da, nu prea ce ți-i faci. E o problemă mare, știi? Așa că hai să mergem pe drumușorul ăsta și hai să... Opa! Bă, mi-a semnalat o cameră deja, nu cred. A, uite, camera e acolo. O, îl văd! Uite-l! Uite-l cum merge, zici că a făcut pe el, merge așa crăcănat. Pe bune zic! Oh my god, ok. Bun. Deși pe timp de zi putem să-l întâlnim, eu am crezut că doar pe timp de noapte, ce-i drept pe timp de noapte e mult mai agresiv decât pe timp de zi, dar... Se pare că îți dă și mai mult damage, parcă. Cred că are... Da, ai dreptate. Pe timp de noapte îți dă mai mult damage decât pe timp de zi. Dar hai să mergem pe drumușoarele astea să vedem ce putem să descoperim, chestii pe care nu le-am găsit data trecută. Stai, pisica, așteaptă-mă și pe mine să ajung. Hai, capitan, că vine noaptea, n-avem medkit undeva de capul nostru. Știu că vine noaptea, o să găsim și medkit-uri, o să găsim de toate, nu-ți fă probleme. Am shotgun-ul la mine, am pușca cu lunetă la mine, suntem... Eu am pușcă. Ce zic? Cred că avem niște corturi acolo. Corturi? Da. Bă, nu știu, au făcut sunetele din jocul ăsta în așa hal, încât efectiv mă sperii, mă uit într-o parte în alta, se aude un boschete random, nici măcar, nu știu, e ciudat rău de tot. Ok, banane, să te uiți prin containere pentru că poate găsim chestii bune. Ia la grătar cărniță. Am găsit gas bottle, ții minte că data trecută strategia a fost cu aceste chestii și am reușit să-l... O să mai facem așa, stai să mai caut și eu. Am reușit să-l fraierim destul de bine. Goale astea, vai de capul meu. N-are nimic, pisica, am găsit niște gloanțe, am găsit niște gloanțe în containerul ăsta. Hai să continuăm. Opa, noapte bună, e de noapte bună, vine. E de noapte bună, zici că vine deja? Eu nu sunt pregătit, pisica, să vină deja. Dar nici eu, că nu am medkit și am 42% viață. N-aș putea să am gen, nu știu, undeva un ceas? N-am ceas, am nevoie de un ceas. Păi ceasul e Bigfoot, ce trebuie mai mult? Da, vreau să-mi zică și mie, gen, cât e ceasul, ca să știu când vine și când așa, dar bănuiesc că-ți strigă el și-ți spune, vezi că se face noapte. Deci vezi că vin, vezi că plec. Eu nu-mi dau seama dacă se face noapte sau se face, nu, cred că se face noapte. Se face noapte, capitan. Aoleu, și nu suntem pregătiți deloc. Dacă se uită unde suntem, nu așa era? Da. Hai să mergem, vedeți că avem două direcții. Mamă, ce asta aici? E un watchtower, dar e cam park rules. Cred că aici stă ăsta, rangerul din park. Da. Gloanțe, am găsit gloanțe. Bă, crezi că am putea să stăm aici? Oare? Bă, dar unde e ușa? Aici, capitan, că și eu am dat pe geam. Bă, aici era 1516. Flare gun, eventual să-l nu golim. E codul ăsta, mă. Nu e codul de data trecută la ăsta. Flare bullet am găsit. 7.62, dacă ai nevoie. Ia tu, că dacă e vorba, schimbăm între noi oricum. Nu-i problemă. Bă, poți să tragi astea, lul. A, nu. Ia, capitania, că eu am destule de lunetă. Am 105 cu încă 15 țeavă. Ok. Bă, am drona, n-am folosit niciodată drona. Ar trebui să o folosim. 0000. Ia. 1516. Am încercat eu 1516 și nu merge aici. Cred că în partea cealaltă e 1516. 318. Am să încerc drona. Press to charge. Nici. Bă, am auzit ceva.
7, 4, 6, 2. Aha, te duci pe drone. A, uite mă, lol. Și mă duc așa cu drona să mă uit. Aulu, am lăsat-o, bă, am lăsat-o pe cer, pe dronă. Rămâne acolo, oare? Noi o să ne baricadăm aici, pentru că putem trage aceste perdele. Păi că aud chestii, nu știu ce aud. Ca să nu ne... Băi, e un medkit pe drumul ușorul ăsta la altul. Vezi, vezi, e medkit? Da. Vezi că e la camera lângă camp la noi. Care camp? Uite, lângă prulota noastră. A, e aproape. Stai că nu știu unde. Uite acolo, am pus eu drona acolo. Ah, ok. De ce? Uite, e un raton. El tu, capitan. Lasă-l pe ratonul furat. Uite, și regenerează-mă 558 viață are acum. Aole. Cred că faza e să-l urmărim și pe timp de... Uite, cod! 5723! 5723. Mamă! 5723. Fii atent, visică. Dacă găsim, stai să iau drona. 5723. Stai, pisică, lasă-mă pe mine, te rog. Te las, capitan. Ca să nu-mi strici surpriza, că vreau să vedem aici împreună. Că nu fug să deschid acolo. Ba, se face noapte. 5783? 5723. 5723, deja uitat. 5723. Păi da, hai că am tras perdeaua. Hai, ei mi-au scris mie în comentarii la episodul anterior, știi, codul, dar na, l-am uitat. 5723. Ce avem acolo? Ce avem acolo? Arma automată, pisica, arma automată. O, ia-o, capitan. Bine. Ia-o-t-o. Bine! Câte gloanțe ai? Câte gloanțe 125, ai, full load. Bun, așa. Dar vezi că o să vină încoace, sunt sigur de asta. Dar ce faci? Nu putem să luăm și noi un dulap? Hai să facem felul următor, fii atentă. Am un container, de-asta, cum zice, o conductă de-asta, cum se cheamă. Am eu trepă, am eu trepă. Cum se numește? Cărniță? Dacă vrei să punem și... Pune cărniță, put meat... Și când vine încoace, i-am și dat. Înțelegi tu? Ok. Pentru că să stai vină. Stai să-mi dau și eu sunetul la joc. Stai să-mi dau și eu sunetul e la joc. E clar că o să vină. Adică eu sunt mai mult decât încrezător. Pentru că așa a făcut în toate seriile. Problema e că... Ia stai, cam 51 la viață. O să-mi dau medkit-ul. Ai nevoie tu? 50. Câtă viață ai? Nu. 42, dar lasă-mă pe mine. Ok. Lasă-mă pe mine, capitan, că mă descurc. Care e faza? Oricum ar fi, cred că putem să ne dăm revive între noi atât timp când nu moare unul. Da. Da. Uite, vezi că scrie sus Night 6, tocmai s-a făcut noaptea oficială. Da. Deci pregătește-te că o să vină. Aș da drona să mă uit după el, dar mie că după aia nu sunt pregătit să-l văd când vine. Dacă ești curios, așa, putem să o dăm și te păzesc eu. Dacă e ceva, ieși din drona. Da, mă, te trezești cu el aici, lasă. Nici nu știu ce să facem, pentru că dacă rămânem aici, nici nu e o afacere, cred. Păi știu, dar... Oarecum ar trebui să fim pregătiți pentru el, dar nu ne-a... Auzi, dar e numai camere? Ba da, m-am auzit și eu. Stai, pune și tu asta, pune un, știu, măcar un aici să auzim cum bipăie, știi? Stai o secundă. Să nu ne uităm la ea. Am pus una acolo. Să ne semnaleze măcar. Bă, cred că l-am văzut. Vine? Fugi. Nu, lasă că stau aici ca să se intre în capcană. Am văzut pe cineva care fugea, deci cred că el e. Pune-ne, e de la camera, ok. Cred că el e. Hai că pun... Ce intenție. Pun una aici. Le pun și o să le iau, dar... Da. Haide. Aud, foșnituri și mai mari. Ce? Mi-e frică. Uite-l! A luat ceva! Lasă-l să vină aici. Hai, carcă azi. Mamă, s-a prins în ambele trepuri, e bine. Mamă, ce-i dau? Mamă, dă-i, tăticule, dă-i acolo, mamă, cum îi dă-i? Mi-a dat în cap cu semnul! Nu! M-a nimerit cu semnul, nu-mi vine să cred! Bă, mă, tot zgârie pisică. M-a luat în mână! Nu! Dă cu tine de pământ! A dat cu mine de pământ, am 31 la viață. Încerc să pun trepurile. Mi-a spart geamul! Ia cu mine aici! Oh my god! Capitan! Aoleu! Încearcă să ieși afară? Nu mai sunt pe jos. E cu mine aici. Îl văd, vine pe mine. Mamă, de aici, intră prin geam. Mamă, capitan, eu mai am foarte puțin la viață. Hai să plecăm de aici. Hai. Ia ce mai e de luat. Unde e? Nu știu. Fugi, doar fugi. Hai că iau camera asta.
Lasă-ne în pace, lasă-ne în pace. Hai, stai să văd dacă am flare la mine. Ia am cu flare. Flare-ul. Pe unde o luăm? Vino pe mine, pe drumul ăsta. Fai de mine. Bă, nu ne lasă mă ăsta în pace. Ei dat la damage cu arma aia. Mi-am dat destul de mult surprinzător, dar problema e că... Dar tu îți mi-aduci aminte unde era ăla cu codul? Te băgai codul? Nu mai știu, mă uit pe hartă să văd, da. Dar eu tot nu i-am găsit căsuța. Ce, brulogul lui? Un drum care se închide. Da, păi nu, noi avem foarte multe zone pe care nu le-am găsit încă, deci avem de explorat. Bă, dă lumină acolo. Hai te să vedem. Fii medkit, te rog. Eu sper să mai am gloanțe de-astea, pentru că mai am două încărcătoare. E un shelter de-asta. Am tras mult în el. Uite medkit pe jos. Medkit, ia, de fapt, stai că câtă viață ai? 12. Ia-l și dă-l, ia-l și dă-l. Dar fii atentă, când vine trebuie să te bagi tu în față, pentru că mai am 31. Mă bag eu, nu-i problema. Ok. Da, aud chestii, trestii pe aici, nu mai... Am găsit un medkit în chestia aia. Oh, bun, dă-l. Vezi de ce trebuie să verifici toate astea, că gen găsești... Eu, da, sunt zăpăcită. Ia stai, ce, asta e strada? Da. Sau e râu? E rulota pe acolo. Cred că trebuie să ne întoarcem, știi, că poate găsim locul ăla unde aveam noi... Hai, știi tu pe unde? Și uite, tu vezi... Unde sunt... Tu vezi că noi mai avem acolo un drum în jos, care face o buclă lângă un copac. Hai că vin după tine dacă e... Nu-l mai bagă în seamă pe domnul Bigfoot, că... Păi n-ai cum să nu-l bagi în seamă, că vine și se ține după tine. Ia! La cameră. E lângă noi, e stânga noastră. E lateral de noi, vai de tine. E deasupra, fii atent că e deasupra, că ne cade în cap. Îmi cade un mare Bigfoot în cap, adică mi-am luat și copaci în cap. Da, da, ce-ar fi să ne cadă și un Bigfoot? Adică, exact, adică ar fi superb, ce să mai zic. Păi e și creepy rău de tot, că e noapte și e beznă. Eu mă uit după el, pentru că el când vine nu scoate niciun sunet, nici măcar nu-l auzi. Bă, da, a dat cu semnul mine și m-a dat pe jos. A dat, am văzut faza, Păi de capul și de zile mele. Deci la safe-ul celălalt e 1516. Da, 1516. E una din casele, casa aia de jos cred că e, sigur. Dacă aș avea muniție mai mult, aș avea tupeu să mă duc pe el să-l bat, știi? Știu. Dar n-am, mai am două încărcătoare. Dar stai, spune și mie, te rog, câte glonțe, ce tip de glonț? Nu știu unde le văd ce tip de glonț. Ia. Uite, luăm pe buclă. Pe buclă, să vedem ce avem. Eu mă uit și în spate, Problema e că el are 294 viață acum și pe aia dacă se face zi, o să-și recapete. Aud, e supărat rău. O să-și recapete din viață. Aia mă deranjează pe mine. Că gen, acum ok, ei luau foarte mult din viață și pe aia își regenerează. Da, e o casă în copac. Ok. Cum urc acolo? O casă în copac. Unde-ți vrei să urci tu? Lol. Aici, cred că. Uite așa. Mamă, el poate veni aici oare? Nu știu, pare că ar putea. De fapt, ce vorbesc, mă? Că el sare din copac în copac. Artifuge! What? O bună? Da. Uite, capitan, aici niște gloanțe. Vezi dacă sunt bune de armă. Am găsit. Am 52 de gloanțe de armă asta, da. Dar ce uite, ce și asta au fost 5.56, astea sunt. 5.56, stai să văd. Ai cumva? 5.56, am 45. Dă-mi-le mie. Stai. Dar stai. Oare stai să văd, oare arma aia la altă le folosește pe aceleași? Nu. Give. Ia, vezi că ți-l am 112, what? Mamă, dă-i că rupem. Îl rupem, unde? Că se face zi. Unde? Mai mergem noi, trebuie să căutăm locația aia, capitan. Care? Aia cu codul, e casa de jos, 100% e casa de jos. Casa de jos? Ok. Bă, au niște ceva, niște sunete. Niște ca niște grohăituri. Nu, eu aud ca niște, zici că a tras ceva cu arma, dar gen, doar noi suntem... Ok, hai să coborăm pe aici, Doamne ajută încet. Mi-au rupt picioarele. Nu coboră pe aici. Nu cobor. Mi-am rupt. Hai să coborăm, să o luăm frumos. Mi-au rupt picioarele. Am 18 la viață. Mă gândeam că există falling damage pentru că m-am dus prin partea cealaltă și am coborât așa și n-aveam nimic. Auzi, trebuie să ne mai ducem și în capăt de drum. Vezi că la un moment dat se termină harta. Se termină harta. Da. Oare găsim ceva și pe acolo? E posibil, dar important acum ar fi un medkit pentru mine dacă...
A, și da, poți să stingi lanterna că nu mai avem nevoie? S-a făcut zi între timp. Da. Mamă, deci dacă îl vedem pe Bigfoot, tragem. Bineînțeles, dar o să fugă. Pe timp de zi nu cred că stă să se bată cu tine. Păi nu stă, dar măcar să, nu știu, să-i fac ceva. E că el, tu ai văzut că el umblă și pe timp de zi, că n-are unde să se ducă. Bine, are un burlog undeva, da. Dar nu știu unde e burlogul, că nu l-am văzut până acum. E undeva, sigur e. Mamă, ce... Au căzut pietre de sus. Uite pe aici, cred. Știi că e campul ăsta? Hai să ne mai uităm, poate găsim medkit-uri. Ok, uite-te pe acolo, vezi orice container poate conține. Da. Fiecare dulap, fiecare sertar. Uite, un glonț. Ia orice găsești, că n-ai spațiu de inventory, deci... Uite, seiful! L-ai găsit? 1.6, da. Dar nu e 1.5.1.6 codul. Nu merge. Dar biletul cu codul trebuie să fie undeva pe aici, dacă seiful e aici, să știi. Trebuie să mă uit pe masă să văd. Pentru că așa a fost și în partea cealaltă, am mai găsit niște muniție pentru arma aia. E bine. Băi, e bine, muniție am, dar nu mai am HP. Empty. Aia mi-e problema mea. Nu mai am HP. Pe masă nu e nimic. Trebuie să găsim de urgență. Uite, am găsit și muniție, iarăși muniție la greu. Ce găsesc. Fost? Da. Mă, dar mașinile astea nu... A? Empty. A, gunoaie, sunt stare să caut și în gunoaie. Păi asta e, ce să faci, dacă e vorba de supraviețuire, na? Bă, am auzit ceva. A, e un urs. Lol, a fugit. Venise la aici și grohăia. Dita mai ursul, știi cât era? Poate face și de o friptură. Da, ar fi ceva, dar nu cred. Uite, am găsit un trap. E bine. Cred că ceva lăsat de noi de data trecută. Ah, mâncare... N-ai vision camera, nu. Am crezut că găsesc altceva. Hai spre hunting tower-ul ăsta de aici. Nu știu, mă gândesc, poate de fiecare dată când dai load la joc, să ți se regenereze. Pisica, ai cu mine, vii? Da, acum, mai avem ceva de luat. Să ți se regenereze codul ăla? Da, nu cred, nu știu. Nu cred. Până la urmă e aceeași salvare, adică n-ar avea nicio logică. Da, e aceeași salvare, da. Mă gândesc și eu că da. Uite, hai să mergem spre hunting tower aici. Hai să vedem. Ia. Ai grijă că... ai căprioară. N-avem noi treabă cu căprioară, dar să nu vină ursul sau lupii. O să dau artificii. Park entrance. Mă, park entrance e în direcția asta. Ce park e? Pisica, vină încoace, pe unde mă însu eu. De ce park entrance? Și niciun park aici. Ce park e aici? Nu știu. E un park? Nu. Bă, că merge așa, merge pe lângă turnul ăsta. Căprioară. Bravo. Poți să iei carnea dacă vrei. Mă, hai că mă duc eu la tower. Uite încă o căprioară. Mă duc să iau carnea? Poți. A, e empty aici. Ia vezi codul ăla de pe masă? Nu e niciun cod pe masă, să știi. Nu-i. Hai să ne ducem așa spre capăt. Poate mai găsim ceva. Hai spre capăt. Ia stai. Ce e aici? Am bolovan, nu e nimic. Sunt o grămadă de zone prin mijlocuri. O, ursul m-a speriat. Așa. Dar e băguit că nu se mișcă. Ești bine? Da. Credeam că te-a prins. Nu. Atât trebuie. Da, sunt o grămadă de zone prin mijlocuri. Prin mijlocul hărții, de exemplu, unde gen e gol total, nu e nimic. Și nu știu dacă chiar ar trebui să fie gol sau gen nu am descoperit noi. Nu știu ce să zic, dar văd aici la capăt de drum, poate găsim ceva. Poate găsim burlogul, văd ceva cu foc acolo. E o mașină în foc, cred că. Chestii. Nu? Bă, unde e burlogul, mă, lui? Da, văd. Nu știu, vezi dacă e ceva la mașina aia. Uite, dacă... am descoperit, uite, gaz, benzină. Ah, ok. Asta o să ne folosesc când o să vină. Ceva flare. Flare-ul e bun, dar nu am eu loc. Am suficiente flare-uri, da. Așa, l-am luat eu. Păi n-ai în partea aia unde să te duci, trebuie să ne întoarcem. Și vezi casă. Că... Pisica? Da, acasă. Da. Vezi că se face noapte.
Se cam face... Să-l descoperiți, dar oricum el intră cu tine în casă, un stres n-are. Păi știu, asta dar trebuie, uite, vezi, am uite, fleruri. Vezi, capitan, unde-i cortul? Vezi unde-i cortul așa acum în sus? Da, vezi da. Că mai e încă un drum care e nedescoperit? Ar trebui să mergem și pe acolo să vedem. Păi putem să mergem direct prin pădure până nu se noptează. Da, și da, am da. Flare-uri, am signal flare-uri și când vine dau signal flare-uri, că n-avem cum să ne apărăm altfel. Da. N-am cum și asta e singura chestie care îl sperie, un flare în mână. Da. Pentru că el vine și te atacă orice ar fi. Nu știu, să tragi în el când îl vezi. Da, cum să... Să tragi în el cât poți de mult. Că altă variantă n-am. Că efectiv turbează. Uite, uite, aici e ceva. Ai avut dreptate. Da, da, da. Butoaie cu gaz. Uuu, logi. Butoaie cu gaz. Ok, azi, pisică. Bă, cu câtă fericire am fireworks. Zis. 7.62. Safe. 1516. Stai că zic eu codul 8908. 8908. A mers. Dinamită! Dinamită! 5.56. Ce e asta? MP3? Ce 5.56? Glanți. Ah, ok. Mă, avem niște iteme destul de interesante, să fiu sincer. Da, medkit, că dacă unde? Nu te uiți... Unde, unde? Aici, al doilea sub pat. Dacă îl dau acum. Dă-i acolo, capitan. Aș. Unde e? Nu știu. Am auzit și eu. Deci. Vreți să-i pregătim mare da, artifoce? Da, deci fii atentă. Ia, uite ce am. Păi, eu am dinamită, deci... Fii atentă. Da, hai să dinamit... pregătim băiatul meu surpriză. Cum fac să pun dinamita? Gen, am, dar nu pot să o plasez? Ah. Fii atentă că am pus-o acolo, vezi? Da. Nu te apropia de ea, că mi-e frică. Ok. Și băgăm și... Nu știu cum bubui dinamita. Păi trag să... în ea și dacă trag stai în că mai am și eu fireworks, mai am și eu fireworks. Gata, și cu carne. Ok. Tu pregătește-ți arma frumoasă. O, vezi că vine. Îl aud. Ar trebui să te dai mult nu mai în spate. Nu e de noapte bună. Nu e de noapte bună asta. Nu cred. Ar trebui să te dai mult mai în spate decât... Hai că sunt ok aici. Cât de în spate să mă dau? Nu știu. N-am fost niciodată în Night Vision Camera. Hai să mă mai uit. Uite, e 7.6. Dar nu văd nimic cu Night Vision Camera. What? Hai că dăm și cu ăsta. Ok, stai să mai pun un trap aici. Vezi că am pus un trap pe jos acolo, da? Văzut. Vezi că o să pun un trap în spatele nostru aici. Ok. Să ții minte unde sunt, să nu calci în ele. Da, le văd. Sunt pe poziție, capitan. Mă, și mecherule. Dar nu e rușine să-și regenereze viața da, de față. Da, mă, nu înțeleg. Cred că mănâncă sau nu știu, nu înțeleg ce face. Hai, mă, ce mănâncă? Carnea din trepuri, probabil. Bă, nu știu ce să zic. Aud ceva pași. Aud. Bă, dinamita aia venise cu un detonator, dar nu am detonator. Ia stai, poate e pe cuțit? Nu. N-am detonatorul ăla. Ia! Ia. E ok, deci fii atent, e drept în fața noastră. Okay. E la Watchtower-ul din față și sigur vine. Ai pus pe trap mâncare? Stai că pun da. Eu. Da, am pus. Și eu pe trap ăsta de aici. O să vină, o să vii și când o să vină, trag în dinamita aia. Dar să vezi de nu murim și cu dinamită cu tot. Problema e că nu știu din ce parte vine. Eu mă gândesc că din față ar veni. Că din lateral are gard. Eu, vine! Uuuu! A bubuit vine. Tot? S-a speriat rău, plânge, nu știu ce face. Vine pe mine. Mi-ncarc. Unde e? Pe geam, ai grijă! Ai închis ușa? Da, uite. Nu poate să intre. Nu știe să deschidă. Să nu stă lângă geam. Aaa, știe! Chiar oh știe! Oh my God! Chiar știe! Fugi. Pisi, lasă-mă în pace! Tu te întrebi, tu? Bine, hai că prea multă minte n-ai nici tu. Păi cine a zis că are vreun pic de minte? Am zis că o fiu înainte! Dă-i cu cât poți, dă-i cu cât, mai am 10 la viață! Pe jos, pisica, pe jos! Vezi să nu mori! Nu-i dă damage deloc! Că trebuie să-i trag într-un anumit trebuie să mă, punct! Mă nu. Poți salva? Da. Stai, ridică-mă sunt dacă jos, poți! Sunt pe jos! Nu pot, sunt pe jos! Oh my God!
Mă ia pe mine, ce-mi face? Mă mănâncă! Ia, iarăși, te mănâncă, te mănâncă, te mănâncă! Nu! Băi, frate, nu-mi vine să cred așa ceva! Bă, nene, bă! Mă ia și pe mine, mă ia! Ia! Wow! Vai de mine! Wow! Nu-mi vine să cred așa ceva! Ia, cine face? Uite bărlogul! Ne mănâncăm! Uite bărlogul! Bun, hai să încercăm din nou! Nicio problemă! Hai. Și din ce am văzut, aici e un drum șerpuit, vezi? Și nu am descoperit nimic în mijloc aici. Trebuie să fie ceva. Ăsta e bărlogul lui, uite! Bă, dar nu-l fetea! E bărlogul lui sau? Pare bărlog. Ok. Ok, e bărlogul, e bărlogul. Și medkit-uri ceva sală? Na, n-are. N-are așa ceva, capitan. Bă, e bărlogul lui aici, mă. Uite cum arată. Ce să mai zic? O urmă pe perete. Oameni mâncați. Da, minunăție. Uite că sunt chestii aici. Te rog un medkit, te rog din sufletul meu. Da. Avem muniție măcar. Dar tu vezi că seamănă cu campul nostru? Păi seamănă, cred că sunt tot de ai noștri care au fi venit, da. Problema e că noi nu mai avem medkit-uri, asta ar fi problema principală. Păi da. Mă gândeam dacă mergem la rulotă. Poate să intre în rulotă, nu știu. Da, poate că a intrat tu, capitan. Eu n-am puteam să intru la tine înăuntru. Puteam doar să dau cu mâna pe geamuri. Mamă, 87, haide. Trage-l spre trep. Așa, bravo. Mai are 25 la viață. Gata, mă. Bă, ne-am chinuit atât de mult să-l prindem. Deci atât de mult ne-am chinuit să-l prindem. Dar eu sper că a meritat pentru voi. Am făcut asta special pentru voi pentru că... Vai de capul meu. Deci am jucat noaptea a 8-a. Da. Nu vă mint. Cred că de vreo 5 ori, 10 ori, nu mai știu, dar... Am tot dat reload la joc până când am reușit să-l prindem. Să partea bună, capitan. Am văzut și finalul cu mâncatul în bârlog. Exact. Și am văzut și finalul cu rulota, cum plecăm nefericiți. Exact. Deci, eu zic că a fost un episod super mișto pentru voi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, dați acolo abonare și pisicii, aveți canalul ei în descriere. Ne-a ajutat aici foarte, foarte mult și de asemenea, dacă mai vreți episoade din Bigfoot, poate facem episoade cu secrete și mistere. Așa că băcați acolo multe like-uri și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!